Bă, ca băiat, niciodată când te vei îndrăgosti, nu va merge frate cu fata respectivă. În cel mai rău caz, nici nu vei fi împreună cu acea fată. Și sigur, dacă ai trecut și tu prin asta, te gândești, bă, cum naiba fix pe fata asta pe care o iubesc și de care m-am îndrăgostit, fix pe ea nu o pot avea. Adică, bă, vorba aia, ai stat cu o groază de fete, ai petrecut timp cu ele, ați făcut dragoste, pana mea, etc. Mai sunt și altele care te caută și tânjesc după tine, dar nu simți, bă, nimic față de ele. Ei, hai că mai apare un atașament, o simpatie, dar e o diferență între a te atașa de cineva și a iubi pe cineva. Și fix cu fata aia de care te-ai îndrăgostit și ți-a dat lumea peste cap, fix cu ea nu poți avea nicio gară, când alte fete ar da și bani să stea cu tine. Bă, chestia e că noi băieții când ne îndrăgostim, ne schimbăm radical, iese sinceritatea și romantismul din noi, deoarece vrem cât mai repede ca fata aia să fie a noastră pentru totdeauna. Și te deschizi ei cum nu te-ai deschis nimănui niciodată, pentru că ești nerăbdător să o ai cât mai repede lângă tine. Și cel mai important aspect e că îți dispare misterul, mă. Orice băiat are câtuși de puțin mister în felul lui. Și fetele adoră misterul. Vor să te descopere încetul cu încetul. De asta poți avea tu lângă tine multe fete pe care nu le iubești. Pentru că dacă nu ești atras de cineva, automat nu te deschizi acelei persoane și în ochii acelor persoane tu devii din ce în ce mai atractiv prin simplul fapt că nu ești interesat, iar dezinteresul se transformă în mister. Ei, în momentul în care a tras bulangiul ăla de Cupidon în tine și te-ai îndrăgostit, automat te deschizi cu totul acelei persoane și dacă ai putea ți-ai povesti toată viața într-o singură zi. Și în ochii fetei pe care o iubești, nu vei deveni un interes. I-ai spus tot deja, ea ce mai descoperă la tine. Asta e chestia.